Masile Marin! Prezent! Legionarii căzuți pe tot cuprinsul țării! Prezent! Sfântă tinerețe legionară, cu chef pe linie verzi, sufletul de plin, iurele împrânate primăvară, cu fruntea ca un ieză carpatin. Salta, căpitanul, se prezint mălșoi de România, începutul de secol al XX-lea este marcat de apariția și ascensiunea rapidă a uneia dintre cele mai controversate grupări politico-militare din istoria recentă, Mișcarea Legionară. Versiunea oficială pune originea mișcării pe seama manifestărilor antisemite ale unora dintre inițiatorii ei. Însă membrii încă în viața ai legiunii spun că de fapt avea menirea să apere țara de pericolul bolșevic care se prefigura. Nici unii, nici alții nu contestă însă caracterul naționalist al grupării legionare, grupare apărută, paradoxal, într-un moment în care lupta pentru întregirea teritorială se încheiase și visul unei românii mari se împlinise prin unirea din 1918. Însă documentele vremii consemnează accente antisemite în discursul și acțiunile publice ale liderilor legionari, apărute pe fondul unor acumulări istorice de atitudine xenofobă și amplificate de greutățile economice și sociale în care se găseau românii. O stare de spirit care a răbufnit la răscoala din 1907 și avea să culmineze cu naționalismul furibund din perioada interbelică. Dominația economică, cel puțin la nivelul microeconomic, afacerile locale, populației evreiești, era de natură să deranjeze sentimentele puternic naționale create de făurirea României Mari. Rădăcinile au fost în zona Moldovei, încă dominată de duritatea unei administrații, să spunem, asigurate de arendași evrei. Mă refer aici la trustul fraților Fischer, cei care de altfel au și stat la baza izbucnirii răscoalei de la 1907 prin abuzurile lor. Abuzuri care, din păcate, au fost extinse asupra întregii comunități evreiești, nu odată făcută vinovată de greutățile prin care românii trecuseră, inclusiv pe parcursul războiului. Pentru că micul magazin Sătesc, de pildă, sau cârciuma din sat și așa mai departe, erau ale lor, ale comercianților evrei. Lucrurile s-au conturat din ce în ce mai bine spre mijlocul deceniului al treilea, când profesorul Acecuza de la Iași a adunat în jurul său un grup de studenți, după aceea din ce în ce mai mulți aderenți, și s-a creat prima mișcare naționalistă. În jurul lui Acecuza s-au format, dacă vreți, liderii de mai târziu ai mișcării legionare. Legiunea Arhanghelului Mihail sau Mișcarea Legionară a fost înființată în 1927 de Corneliu Zelea Codreanu, care a condus-o până în 1938, când a fost asasinat. A fost considerată organizație paramilitară de orientare naționalistă, creată după modelul organizațiilor naziste, cu un caracter violent, mistic, religios, anticomunist și antisemit. Comunitatea evrească de România este o comunitate înrădăcinată de secole în România. Chiar deja mica România reprezentau aproximativ 5% din populație, dar între cele două războaie mondiale, prin reunificarea Transilvaniei, Basarabiei, Bucovinei, deci s-a făcut România Mare, și atunci celor aproximativ 250.000 de evrei care existau în regat în mica România s-au adăugat aproape un jumătate de milion, și astfel comunitatea evrească a devenit a treia comunitate cam din numeric din Europa și a patra din lume, și
una din cele mai mari comunități minoritare după maghiari și după germani. Erau foarte mulți evrei veniți din Galicia și stabiliți de multă vreme. Un puternic exod s-a petrecut în împrejurările în care la sfârșitul secolului XIX în Ucraina au început practic pogromuri extrem de dure împotriva populației evreiești, din care o parte s-a refugiat în nordul Moldovei și apoi s-au extins în întreaga Moldova. Ei au venit cu un oarește capital și au reușit să se impună, mai ales în lumea satelor, unde li s-a și permis acest lucru, iar foarte mulți dintre ei, având o pregătire, să spunem, pe această zonă contabilă, au ajuns să fie arendași ai marilor moșii din Moldova și apoi în țara românească. România a fost singurul stat european care a refuzat emanciparea evreilor înainte de Primul Război Mondial, iar despre partidele fasciste românești, cu precădere Garda de Fier, înființată de legionari, se spune că au fost la fel de antisemite ca partidele naziste din Germania. Marea problemă pentru evrei de România înainte de Primul Război Mondial, că ei nu aveau cetățenia română, deși erau născuți și crescuți, făceau serviciu militar, dar înainte de Primul Război Mondial nu aveau, de exemplu, voie să devină ofițeri pentru că erau evrei. Mă rog, era o nedreptate care s-a reparat numai la conferința de pace de la Paris. Filderman, care era un jurist foarte cunoscut din București, a redactat, doctor în drept la Facultatea de Drept din Paris, a redactat pentru conferința de pace o serie de memorii privind drepturile minorităților. Ce înseamnă drepturi de minoritate? Numai drepturi culturale și drepturi religioase, nu drepturi politice, că atunci această chestiune devine o chestiune foarte delicată. Evreii erau blamați pentru tot ce nu mergea bine în societatea românească. Sunt considerați avari și lacomi. Li se aduc acuzații de înșelăciune, împrumuturi cu dobândă, controlarea piețelor, manipularea prețurilor. Le este recunoscută abilitatea de a întreprinde numeroase afaceri care aduc profit considerabil. Bunăstarea lor reprezintă pentru ceilalți un motiv să-i urască și să-i dorească în afara societății. Evreii din Transilvania vorbeau limba maghiară, pentru că au fost deja emancipați în 1867. Deci ei au fost educați în școli maghiare și au asimilat limba maghiară. Evreii din Bucovina vorbeau limba germană, evreii din Maramureș vorbeau limba id și limba maghiară, evreii din Basarabe evident vorbeau limba rusă, dar totuși exista între ei, se puteau înțelege o parte din ei prin limba ideș, care este un amestec de limbă germană și limbă evraică, după cum știți. Prima țară care a semnat un tratat al minorităților a fost Polonia și efectiv Brătianu de atunci, el nu dorea să semneze acest tratat al minorităților, pentru că se recunoștea noile frontiere ale României mari, ceea ce era un lucru extrem de important, dar în schimb se cerea României de a semna și un tratat al minorităților care acordau acestor minorități anumite drepturi religioase, lingvistice, culturale. Să poată avea școli în limba lor, să poată sărbători sărbătorilor religioase și așa mai departe. Până la urmă, totuși, România a semnat acest tratat al minorităților în decembrie 1919 și, în sfârșit, evreii de România vor primi cetățenia declarată deja la conferința de pace de la Paris și apoi Constituția Română din 1923 consideră, în sfârșit, pe evreii de România ca cetățeni români cu drepturi egale. First of all, it was considered to be very much of a multipolar world. There was the United States, but the United States wasn't that involved with European politics, and there was Great Britain, there was France, there was Germany. Italy now, because under Mussolini, fascist Italy had exerted a much more activist foreign policy, so it was a player on the world stage. The Soviet Union now had recovered a lot of the territory that it first lost after the revolution. So it was definitely considered a player in the area. Certainly was making the cards in Central Europe very much. Romania was considered one of the five states that were most devastated by the war. I mean, it lost about 800,000 people, about 12% of its population, military and civilians, because of typhus, et cetera, everything else. And it was considered, along with Belgium, Finland, Poland and Czechoslovakia, as one of the countries most devastated on the point of ruin that needed assistance.
Mișcarea legionară era dominată întru totul de personalitatea lui Corneliu Zelea Codreanu, supranumit Capitanul. Figură carismatică, el a întruchipat pentru cei mai mulți dintre adepți esența mișcării legionare: neam, morală creștină, rigoare militară. Cum și de unde a apărut Corneliu Zelea Codreanu? Corneliu Zelea Codreanu s-a format în acest mediu universitar al Iașilor, care avea, dacă vreți, această educație naționalistă indusă de unii dintre profesorii lor din acea vreme. Taică-sul era profesor, Ion Codreanu era profesor, a fost în război, războiul de reîntregire de la 16-18, așa, și s-a dus și cu fiul, s-a dus în război. Toată lupta lui a pornit din 1920, când în pădurea Dobrină s-au întâlnit tinerii și și-au pus problema: ce ne facem dacă vin comuniști? Luptăm, ce facem? Sau ne retragem munții? După aceea a dus lupta, mă rog, împotriva comuniștilor cu sindicatele lui Pancu de la Iași, când s-a ridicat pe atelierul Greviței, a dat steagul roșu jos și a pus steagul românesc. Pericolul reprezentat de vecinătatea cu statele sovietelor, viitoarea URSS, a fost percepută de întreaga opinie publică din România drept un potențial pericol. La mai bine de 90 de ani de viață, unul dintre vechii legionari, Nicolae Purcărea, a rămas dedicat crezului îmbrățișat încă din adolescență și constata cu amărăciune că despre legionari se spun multe neadevăruri. A devenit victima regimului comunist instalat în România, a fost închis de pe la 18 ani ca legionar, apoi eliberat și iarăși închis în anii 50. A fost încarcerat la Jilava și Gherla, a fost deportat în Bărăgan, a muncit din greu la canal. A trecut chiar și prin teribilul experiment Pitești, menit să transforme victima în călău. În total, 20 de ani petrecuți în pușcării și lagăre de muncă forțată. Eu am făcut parte dintr-o organizație. Organizație care a avut drept scop atenționarea poporului despre pericolul rusesc. Pentru că încă din 1920 s-a dat semnalul: ce ne facem dacă vin rușii? Și problema care s-a pus a fost tocmai aceasta, că rușii, dacă vor veni, nu vor pleca de la noi până nu ne va bolșeviza. Și așa s-a întâmplat. Nicolae Purcărea a fost membru al Frăției de Cruce, organizația școlarilor educați în spirit puternic naționalist. Care era educația pe care a primit-o generația dumneavoastră? Să concretizez așa într-un singur cuvânt, ne-am luat crucea și am cu ea mers mai departe. Ce înseamnă cruce? Pe verticală este transpunerea individului în spiritual, tendința către Dumnezeu, și pe orizontală dragostea de neam, dragostea de etnia de care aparții. Capitanul dăduse îndrumări clare de la care niciun membru al mișcării nu avea voie să se abată. Legionarul este împotriva comunistului și va lupta din toate puterile pentru ca oriunde se va afla încuibat acest comunist să fie demascat și răpus. Triumful mișcării comuniste în România ar însemna desființarea monarhiei, desființarea bisericii, desființarea familiei, desființarea proprietății individuale și desființarea libertății. În această mișcare comunistă se află adunați toți inamicii noștri, care n-au văzut și nu văd cu ochi buni România mare. Pe niciodată n-a pus problema partidului. Partidul, neamul. Că noi suntem creștini în fața lui Dumnezeu. Nu individul contează, nu partidul contează, contează neamul. El va dea socoteala de misia, așa cum spune Bălcescu. Fiecare neam are o misie evanghelică de îndeplinit. Așa. Și noi români avem o misie evanghelică de îndeplinit. Care este misiunea noastră evanghelică? Este aceea, fiind o țară mică, este aceea de a crea cultură și civilizație la gurile Dumnezeu. Asta este menirea noastră. Capitanul a vrut să facă, el a deschis drumuri, a lansat: vrei să faci sfânt, fă-te sfânt, vrei să faci erou, fă-te erou. Mie îmi trebuie
oameni de caracter, oameni de omenie. Pentru asta lupt eu, pentru omul de omenie. Și pentru asta nu căuta că ești român, că ești ungur. Pentru că în final, dacă evrei, fac o paranteză acum, dacă evrei ne condamnă că suntem antisemiți, ei greșesc. Și totuși, despre mișcarea legionară s-a spus că a fost într-o mai mare măsură antisemită decât anticomunistă. De altfel, primele acuze aduse lui Zelea Codreanu sunt cele din octombrie 1923, când în fruntea unor studenți, capitanul a decis pedepsirea principalilor vinovați care au prigonit studențimea și au trădat interesele țării în favoarea evreilor. Participanții la complotul din dealul Spirii, între care viitori lideri legionari, au fost arestați și duși la închisoarea Văcărești, dar ulterior au fost achitați. În acei ani, relațiile românilor cu evreii erau tensionate, așa după cum le descrie Alexandru Șafran, cel care în 1940, la doar 29 de ani, avea să devină rabin șef al comunității evreiești din România. Contribuția evreilor la propășirea țării și la apărarea țării a fost însemnată. Situația a fost pașnică, bineînțeles, cu aceste manifestări, nu numai din când în când, manifestări antisemite, nu numai manifestări, dar agresiuni orânduite de către Liga Apărării Naționale Creștine a lui Cuza, de către legionari și, deseori, de către studenți. Agresiuni, lovituri, spargeri de geamuri, strigăte, incitări la ură, la dușmănie. Acestea fac parte din viața, așa zis, normală a evreilor. În căutare de capital electoral, nu puțin dintre cei cu ambiții politice aleg să exprime idei xenofobe și antisemite, dar sunt concurați de declarațiile bătăioase ale legionarilor, care s-au afirmat astfel rapid pe scena politică. Discursul antisemit prinsese deja destul de bine în rândul intelectualilor români. Se afirmase prin voci singulare, dar de prestigiu, precum Mihai Eminescu, Mihail Cogălnicianu, Bogdan Petriceicu HD-ul. Legionarii aveau să îl includă într-o retorică naționalistă de extremă dreaptă, cu care au cochetat în tinerețea lor nume mari, precum reputatul istoric al religiilor Mircea Iriade. Pentru generația de aur a intelectualității românești, tinerețea a fost legionară. Anii 30 sunt extrem de tulburi în toată Europa. Pe fondul crizei economice fără precedent, în Germania și Italia se iscă mișcări naționaliste care aveau să degenereze în fascism și hitlerism. În România se înființau primele grupări ale comuniștilor, care aveau să se consolideze în ilegalitate. După 1924, practic, Partidul Comunist a fost scos în afara legii. Pericolul însă nu dispăruse. Comuniștii primeau subvenții destul de serioase de la Moscova. Pe canale cât se poate de obscure, clandestine. Mai mult decât atât, lideri ai comuniștilor din România, de naționalitate română unii, dar destul de puțini, în special minoritari, evrei și maghiari, participau la lucrările internaționalei, fapt care nu avea decât să deranjeze, mai ales că au fost adoptate o serie întreagă de rezoluții care puneau la îndoială suveranitatea și unitatea României. Ori aceste atacuri extrem de frecvente la adresa, să spunem, acelui vis împlinit de care vorbeam, la adresa României Mari, au avut darul să irite cât se poate și să clădească și ele un teren fertil pentru nașterea unei mișcări naționaliste din România, care era îndreptată împotriva bolșevismului, reprezentat în România
în special de către minoritatea evrească. Putem spune că efectiv antisemitismul a fost vectorul naționalismului în toate țările din Europa Centrală și în Europa de răsărit. Naționalismul începe sau se sfârșește întotdeauna cu antisemitism. Din păcate, am putea spune. Capitanul se declarase adept fidel al lui Hitler. Legionarii purtau uniforme verzi și foloseau salutul fascist. Promovau ortodoxismul naționalist. Mișcarea legionară de la bun început a avut un caracter, să-i spunem, paramilitar. E drept că și stilul impus de Carol al II-lea a avut darul, prin mimetism, să aducă un plus acestei organizări aproape militare a naționaliștilor din România. Unificați sub personalitatea carismatică a lui Corneliu Zelea Codreanu, legionarii ajung să joace și un rol politic. Programul electoral pe care l-au prezentat în 1933 avea un caracter violent, fascist, antisemit și antioccidental, fapt ce l-a determinat pe primul ministru Ighe Duca să interzică participarea Gărzii de Fier la alegeri. Gara Sinaia. La 29 decembrie 1933, primul ministru Ighe Duca, un politician lucid care pronunțase dizolvarea Gărzii de Fier, este asasinat, primul din cei patru prim-miniștri români pe care îi vor ucide legionarii. Legiunea se clasează însă pe locul al treilea la următoarele alegeri în 1937, cu 15% din sufragii, după Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc. Însă, pe măsură ce criza economică lovea din ce în ce mai intens economia românească, pe măsură ce populația se adâncea în sărăcie, mișcarea naționalistă a cunoscut o serioasă recrudescență și pe fondul atacurilor la adresa partidelor politice pe care noi acum le numim istorice, dar atunci erau partidele politice principale în dezbaterea politică din România. Ori și atacurile la adresa clasei politice, atacuri pe care le sesizăm și astăzi, au avut darul să găsească ușor în aceste adeți. Trei componente. Da? Mai întâi în faptul că, să zicem așa, finanța evreiască sau înainte, arendași evrei, evrei bolșevici plus politicienii corupți, iată cine aduce rău România, iată de ce trăiți în sărăcie. Acesta era pe mesajul, fond, acesta era mesajul care a prins foarte repede și a dus ca mișcarea naționalistă din România să găsească un teren fertil. La 1 decembrie 1937, capitanul declara în presă: eu sunt contra marilor democrații ale Occidentului. Eu sunt contra micii înțelegeri. Eu sunt contra înțelegerii balcanice și n-am niciun atașament pentru societatea națiunilor în care nu cred. Eu sunt pentru politica externă a României alături de Roma și Berlin, alături de statele revoluțiilor naționale, în contra bolșevismului. În 48 de ore după biruința mișcării legionare, România va avea o alianță cu Roma și Berlinul, intrând astfel în linia misiunii sale istorice în lume. Adoptând o atitudine agresivă, legionarii își stabilesc inamici între personalitățile publice ale vremii. Nicolae Titulescu, de mai multe ori ministru de externe al României și delegat permanent al statului român la Liga Națiunilor de la Geneva. Și academicianul Nicolae Iorga a devenit ținta legionarilor, considerat ca fiind autorul moral al eliminării capitanului în urma unei dispute personale care a dus la arestarea acestuia. Romania itself was undergoing a series of governmental changes which made it very difficult to figure out what was going on. And in 1938, King Carol II threw out the constitution, created his own constitution, created a dictatorship and began implementing all sorts of laws that would have incredibly noxious effects, including the Nuremberg racial laws. They were implemented by 1940, by August of 1940, before Marshal Antonescu came in and all that. So things were going downhill and in weird directions, because after the Renaissance Front government, there were other governments, and you ended up with this combined military Iron Guard government. And it was very difficult for the United States to understand what was going on, but also in continental Europe. All of continental Europe by that time were dictatorships. There were no democracies left in Europe.
And that was because of the pressure of war. Ura față de evrei a atins cota cea mai înaltă în ideologia nazistă, în care rasa ariană, superioară, ar avea menirea să pornească războiul împotriva lor pentru a-i anihila. Așa s-a ajuns la genocidul din Europa între anii 1938 și 1945, numit Holocaust. Și destinul evreilor din România avea să sufere mari drame. Un destin pe care profesorul de istorie Carol Iancu de la Universitatea din Lozan, evreu de origine română, l-a numit Shoahul Neterminat, un termen sinonim cu Holocaustul. Din fericire neterminat, pentru că o bună jumătate a iudaismului din România a putut supraviețui. Majoritatea evreilor, din păcate, din Basarabia, Bucovina au fost nimiciți și majoritatea evreilor din Regat au putut rămâne în viață. Bineînțeles ce s-a întâmplat în Transilvania de Nord, acolo toată responsabilitatea revine efectiv regimului maghiar, aliații naziștilor, care au trimis la Auschwitz peste 130.000 de evrei, din totalul de 150.000 de evrei, care trăiau în Transilvania de Nord, care a fost ocupată în 1940, când s-a prăbușit România Mare, așa cum bine știți. În plan politic, evreii sunt asociați cu marxismul, bolșevismul, comunismul, controlul guvernelor, conspirații internaționale și dorința de a domina lumea. Incriminarea lor în grup ca agenți ai bolșevismului va fi folosită mai târziu de Ion Antonescu pentru a justifica deportarea în Transnistria a populației evreiești din Bucovina și Basarabia. Persecutarea evreilor din România a început în timpul dictaturii lui Antonescu, în toamna anului 1940, dar s-a deosebit esențial de Holocaustul din alte teritorii. Această țară, aliată cu Germania hitleristă și condusă de mareșalul Ion Antonescu, a lăsat neatinși evreii de naționalitate română din vechiul regat, dar a exilat și a omorât fără milă evreii din Bucovina și Basarabia. Deja trenurile erau pregătite în 1942 pentru a trimite pe ultimii evrei în viață din Transilvania de Sud, Moldova, Muntenia, în regatul morții, între ghilimele, în lagările de la Bełżec, în Polonia sau Belzec. Și din fericire, această decizie luată la început de guvernul Antonescu nu a fost aplicată, datorită faptului că au fost tot felul de intervenții și, efectiv, gândesc eu ca istoric, Antonescu și-a dat seama înainte de Stalingrad că războiul se va întoarce și că va trebui să dea socoteală cu ce s-a îmbrat cu acești evrei. Suferința din anii regimului comunist care se va instala în România după război avea să-i apropie în mod paradoxal pe cei care se dușmăneau de moarte, legionarii și evreii. Liderii comuniști, între care un loc de frunte îl va avea evreica Anna Pauker, agenta regimului sovietic și ulterior ministru de externe al României, îi considerau deopotrivă inamici ai noii ideologii internaționaliste. O mărturisesc foști deținuți politici din acea vreme. Șafran s-a dus la Anna Pauker și a spus: domnule, eu nu sunt româncă, nu sunt evreică, eu sunt comunistă. Te rog să ieși afară. Și l-a dat afară pe Șafran. Cel mai lovent lucru este, s-a întâmplat la canal. Au rămas directul de la canal, de la Capul Midia, unde era un șantier greu de tot, plin de mizerii. Așa, și a făcut o separație. Voi, legionare, treceți acolo, țărăniștii treceți acolo, alții acolo. Și au rămas deoparte 6 evrei. Și cu voi cei? Ce, noi suntem evrei. Păi bine, dar unde să vă dau pe voi? La legionar. Ce, sunteți nebuni? La legionar. Ce, da, la legionar? Pentru că numai ei se poartă cu noi omenos. Lucru extraordinar. Există însă și unele mărturii care pun sub semnul întrebării intoleranța extremă și ura pe care legionarii le-ar fi avut față de evrei. În 40, Radu Gir, care era directorul teatrelor, a cerut să fie deschise teatru evreiesc. Așa. Și pe parcurs s-au întâmplat multe, multe întâlniri a lui Codreanu cu rabinul Șafran, așa, despre care nu se mai vorbește. Dacă ar fi continuat, cine știe ce elemente benefice ar fi adus ambelor popoare. Destinul avea să fie tragic pentru toți cei care nu s-au dezis de valorile legionare. Fie vor fi omorâți în prigoana ce avea să urmeze, fie aruncați în temnițele comuniste ca dușmani ai poporului. Cei mai îndârjiți dintre ei au trecut prin experimente dure de reeducare.
am avut ghinionul să trec și prin Pitești. Bineînțeles că a fost o perioadă ieșită din comun despre care nimeni n-are voie să vorbească. Plânge-l, mamă, că-i bărbat, dar în lanțuri l-au legat. Nimenea ca dânsul lui, prizonier în țara lui. Nimenea ca dânsul lui, prizonier în țara lui. Plânge-l, mamă, că-i sfârșit, l-au legat și l-au zdrobit. Zi de zi l-au omorât și-a înviat numai decât. Zi de zi l-au omorât și-a înviat numai decât. Domnia lui Carol al II-lea din anii 30 este puternic influențată de Camarilă. Corupția ajunsese la un nivel revoltător. Criza economică amplifică valul de nemulțumire populară și, implicit, criticile aduse de legionari capătă amploare. La nivel declarativ, capitanul făcuse o țintă clară din cei care trădează interesele naționale. Pedeapsa cea din tâi și cea mai cruntă se cuvine în primul rând trădătorului și în al doilea rând dușmanului. Dacă aș avea un singur glonț, iar în fața mea un dușman și un trădător, glonțul l-aș trimite în trădător. Spunea Corneliu Zelea Codreanu. Cum s-a ajuns ca mișcarea legionară să fie acuzată de crime, de asasinate politice? Crimele au fost un accident. Accident în viața mișcării legionare. Iar dacă Codreanu a făcut crima că l-a omorât pe Manciu, așa prefectul de la Iași, el n-a voit, a tras, a apărat. Dar pentru aceasta, el toată viața a trăit în penitență. Adică, ținea post, ținea rugăciuni, dormea pe un pat de lemn. La scurt timp după dispariția capitanului, lucrurile aveau să scape de sub control, degenerând în adevărate acte de terorism. Corneliu Zelea Codreanu este arestat în aprilie 1938, iar în noiembrie este omorât de jandarmi într-o tentativă de evadare înscenată. În martie 1939, Armand Călinescu formează un nou guvern, dar 6 luni mai târziu, un comando de legionari îl asasinează ca pedeapsă pentru moartea capitanului. Însă în același an, în august, germanii și sovieticii semnează pactul Ribbentrop-Molotov, prin a cărui anexă secretă România urma să cedeze în scurt timp teritorii Uniunii Sovietice. În iunie 1940, România cedează presiunilor sovietice și germane și pierde Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, iar mai apoi Ardealul de Nord și Cadrilaterul. Iată momentul propice pentru răbufnire acestui sentiment naționalist și e un moment bine valorificat din punct de vedere politic. Într-un mod paradoxal, printr-un soi de înțeleaptă tăcere, legionarii au reușit să treacă peste un moment extrem de dificil, cum a fost pierderea Ardealului de Nord. Pe naționaliștii din România, pe legionari, practic dictatul de la Viena i-a prins cumva descoperiți. Discursurile lor extrem de apropiate de cele ale naziștilor, prietenia fățișă între legionari și Germania nazistă, a avut acest moment de impas, dar peste care au trecut cu o oarecare lejeritate. Dar cum se ajunsese? Cum era alimentată această prietenie? Au fost legături extrem de strânse. Practic, publice, politice sau cum? Și inclusiv, să spunem așa, printr-un sprijin logistic asigurat pe diferite canale, care a avut darul să întărească poziția mișcării legionare. În iulie, Ion Gigurtu aduce în guvern și câțiva miniștri legionari, dar oficial legionarii ajung la putere în septembrie 1940, ca aliați ai generalului Ion Antonescu, instalat de regele Carol al II-lea în fruntea guvernului la presiunea populară, cu condiția să formeze un guvern de uniune națională. Partidele istorice refuză să intre la guvernare alături de legionari, iar legiunea devine astfel principala forță politică în noul stat național legionar. Dinastie și stat!
generalul Antonescu, poporul român și mișcarea legionară alcătuiesc o forță unitară și un bloc indestructibil. Am suferit împreună, am luptat împreună și am biruit împreună. Domnule general, alături de armata română, legiunea formează și dumneavoastră știți că vă puteți sprijini pe forța unui milion de cămăși verzi hotărâtă să învingă sau să moară. Trăiască generalul Antonescu! A doua zi după formarea guvernului, Antonescu cere și obține anularea Constituției și dizolvarea Parlamentului și, printr-un puci reușit, îl forțează pe Carol al II-lea să abdice în favoarea fiului său Mihai. Mișcarea legionară condusă acum de Horia Schima va fi compromisă definitiv în scurt timp, ca urmare a unei adevărate campanii de teroare. Legi dure antisemite, jafuri organizate, arestări și asasinate politice, economice sau pur și simplu motivate de ură rasială sau de interese personale. Nicolae Iorga și Virgil Magiaru au fost torturați și omorâți de legionari. Alți 64 de foști demnitari au căzut victime, asasinați de poliția legionară în penitenciarul de la Jilava. Comandoul legionar nu s-a atins însă de deținuții comuniști. Totul culminează cu așa numita rebeliune legionară din ianuarie 1941, război civil îndreptat împotriva lui Antonescu și a armatei române. Din nefericire pentru legionari, faptul că aripa dură, radicală a lui Horia Schima a avut câștig de cauză. Practic, ei fiind vinovați și de vechile atentate comise în perioada interbelică, această recrudescență a violenței, această recrudescență a violenței, această întărire a curentului radical în mișcarea naționalistă a dus la deznodământul cunoscut, la rebeliunea legionară și la înfrângerea ei rapidă și fără drept de apel de către armată condusă de Ion Antonescu. A fost o lovitură de stat a legionarilor care încercau un monopol al puterii. Lovitură de stat care însă a fost înfrântă de către armată, rămasă fidelă în întregimea ei mareșalului Antonescu. Acum ies la iveală o sumedie de lucruri, în sensul că Antonescu pe dedesubt lucra cu comuniștii, cu toți, mă rog, cu toată pleava societății din București, ca să facă rebeliune. Rebeliunea e o noțiune așa de stupidă, adică tu ești la conduce și tu să te lupți împotriva ta, e o absurditate. Ca urmare a înnăbușirii în doar 3 zile a rebeliunii, mișcarea legionară este înlăturată de la guvernare și dizolvată. Încă din vremea mareșalului Antonescu au fost temnițe pentru copii, școală cu regim penitenciar. Atrăseseră această, să spunem, represiune din partea regimului Antonescu prin faptul că erau educați în spirit legionar. Au fost încarcerați după rebeliune, inclusiv foarte mulți tineri sub 18 ani, care fuseseră educați în frățiile de cruce pentru a deveni viitori lideri, purtători ai standardului Arhanghelului Mihai și stâlpi, oameni de nădejde ai mișcării legionare. Nu este de mirare, asemenea școli de corecție au existat întotdeauna, în toate timpurile și cam peste tot. Ați făcut pușcărie? Da. În vremea lui Antonescu. Antonescu. Între ce ani? Cât a stat? Am stat 2 ani. Da. Pentru că Antonescu n-a avut altceva. În loc să-și vadă de treburile lui, s-a războit cu frăția de cruce, cu tineretul. Eram 5.000 de elevi la Alba Iulia, în 43-44. Da, de ce v-au băgat în această închisoare? Mișcarea legionară era taxată în fel și timp. Ei ne-a băgat și pe noi. Așa. Că după aceea comuniștii n-au făcut altceva decât să
moștenească dosarele sau, mă rog, oamenii care erau în închisoare. Câți ani aveați dumneavoastră în 1944? În 1944 aveam 22 de ani, dar eram trecut deja prin pușcărie. Eram trecut pentru că Antonescu o fi fost bun militar, dacă un politic a fost mic și a fost condus, amăgit de către Eugen Cristescu, care era un dușman vehement al mișcării și care îl injecta în fiecare zi. Domnule mareșal, iar am descoperit un complot împotriva dumneavoastră. Noi nu aveam nimic cu Antonescu, pentru că dacă am făcut parte din Frățiile de Cruce, Frățiile de Cruce nu se ocupa de problemele politice ale țării, ci se ocupa de problemele educative ale tineretului acestei țări. La 23 august 1944, România întoarce armele, rupe alianța cu Germania nazistă și Italia fascistă și trece de partea sovieticilor. Prin decret regal, mareșalul Ion Antonescu este demis și arestat după 4 ani de dictatură, în care România se aliase cu puterile Axei. Lovitura de stat este înfăptuită cu implicarea directă a comuniștilor. Încă din martie, Armata Roșie invadase deja nord-estul României. Încetarea unilaterală a războiului împotriva aliaților și declarația de război la adresa Germaniei și Ungariei au consecințe dezastruoase. Transilvania de Nord este retrocedată României, dar Basarabia și Bucovina de Nord sunt pierdute definitiv în favoarea Uniunii Sovietice, iar cadrilaterul îi va rămâne Bulgariei. Armistițiul semnat la Moscova stabilește despăgubiri de război în valoare de 300 de milioane de dolari, pe care românii le vor plăti sovieticilor în următorii 6 ani sub formă de bunuri. One of the tragedies of the war was that in order to defeat Germany, you had to marshal, because the Germans have such superb organizational skills, you had to marshal pretty much the entire world against it. So the alliance with the Soviet Union had to be as close as it possibly could. And the Soviet Union was operating on many of the same principles that Germany was in terms of dictatorship and in terms of eliminating and repressing its enemies. So we ended up allied with a country that did not wish Romania well, and that was determined to control things in that area after the war. So that was, but that was one of the unavoidable necessities, because the choices were not to ally with Russia and then risk something much worse. De ce erați dumneavoastră dușmanii poporului în 45 în ianuarie? Asta e întrebarea. De ce eram? Pentru că manifestam, ne-a luat după dosare. După dosare de la siguranță, așa ne-a luat și ne-a pus la adăpost. Să nu cumva să pregătiți vreo revoltă, vreo rebeliune? Nu, ca să-și motiveze ei, eu știu, începutul de teroare. Cât ați stat în închisoare și unde v-au dus în 45? Tocmai în perioada ianuarie, atunci începuse să fie ridicați sașii și duși în Rusia. Urma ca și noi, după ei, să fie duși. Fiți deportați? Deportați. Lui Stalin nu i-a fost frică în toată perioada aceea, nu i-a fost frică din România decât de legionari. De ce? Nu pentru forța lor fizică, pentru puterea de regenerare. Pentru asta i-a fost frică. De ce? Pentru că după ce îți faci o educație în sensul credinței și a dragostei de neam, îți vine greu să renunți la concepția asta. La conferința de la Ialta din februarie 1945, Uniunea Sovietică, Regatul Unit și Statele Unite hotărăsc intrarea definitivă a României în sfera de influență sovietică. Într-o țară devastată de război, mișcarea comunistă avea să găsească teren fertil. Nu mai exista nicio forță care să se împotrivească, pentru că, practic, fie că a fost vorba despre dictatura regală, fie despre cea antonesciană, românii pierduseră de multă vreme exercițiul democrației. În aceste condiții, sovietizarea României nu mai era o sarcină dificilă. Ceea ce se manifesta în România anului 1945-46 era mai degrabă un soi de apatie. Chiar dacă la alegerile din noiembrie 1946 partidele istorice, Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc
și inclusiv socialiștii lui Titel Petrescu ajungeau să aibă cam 85% din mandate. Votul a fost, dacă vreți, întors printr-un fals grosolan și practic toate voturile care fuseseră atribuite de către alegători partidelor istorice au fost însușite de către comuniști. Prin acest rapt, prin acest fals grosolan al alegerilor din 46, ocupația sovieto-comunistă s-a legitimat politic. Comuniștii aduși la putere de tancurile sovietice aveau să fie extrem de vigilenți în privința legionarilor. Într-un mod paradoxal, mișcarea legionară ieșise la sfârșitul anului 1946 din ilegalitate, la invitația Anei Paucăr. A existat chiar un protocol încheiat între un grup de lideri legionari conduși de Nicolae Pătrașcu și comuniști. Legionarii au fost asigurați de amnistierea faptelor lor și de aceea că nu li se va întâmpla nimic dacă ies la iveală. A fost vorba însă de o stratagemă inteligentă, o creație a lui Alexandru Nikolski, unul dintre vârfurile securității și agent NKVD. El a avut această idee: domnule, dacă le acordăm amnistia, știm cine sunt și știm unde sunt și mai târziu putem să-i săltăm. Ceea ce s-a și petrecut. După acest pact încheiat în 1946, legionarii au ieșit, să spunem așa, din adormire, fără însă să treacă la manifestări publice. Mulți dintre ei au intrat chiar în rândurile Partidului Comunist. Era chiar o butadă atribuită lui Păstorel Teodoreanu, care suna cam așa: căpitane, nu fi trist, garda merge înainte sub standardul comunist. Ideologia dumneavoastră, practic, era exact opusă celei comuniste. Celei comuniste, da. Ei erau, nu eram credincioși, erau atei. Noi eram naționaliști, erau internaționaliști. Noi am fost primii dușmani ai poporului. Problema care și-a pus-o Stalin a fost aceasta. Ce facem cu ăștia? Că se mulțesc și sunt foarte, foarte atașați idei, așa, și toți sunt contra noastră. Și atunci unul zice: domnule, împrăștiem Siberia și scăpăm de ei. Alții a zis: nu, îi vom lăsa și în timp îi vom folosi în folosul nostru. S-a dorit o confiscare, să spunem, de popularitate, doar să-i scoatem la lumină ca să-i putem prinde, să-i băgăm în pușcărie, nu? Eu cred că acesta a fost scopul. De ce? Pentru că de îndată Poliția de Siguranță, Corpul Detectivilor mai precis, condus de Alexandru Nikolski în cadrul siguranței, ceea ce avea să fie nucleul securității de mai târziu, a trecut de îndată la alcătuirea unui lung opis care cuprindea 416.872 de nume. E vorba de legionari aici, la care se adăugau și câteva zeci de mii de lideri ai partidelor istorice din teritoriu. Toată această lungă listă de nume aveau să fie arestații de mai târziu, pe diferite loturi. Teroarea capătă forme instituționalizate după instalarea la putere în martie 1945 a guvernului comunist condus de Petru Groza, impus de sovietici. Criza politică se finalizează democratic, cu alegerile din noiembrie 1946. Printr-o fraudare grosolană a rezultatelor, se oficializează astfel acapararea întregii puteri în stat și lichidarea oricăror forme de opoziție. Încă de la începutul anului 1947, autoritățile comuniste trec la arestarea masivă a adversarilor. În 10 februarie 1947, România încheie tratatul de pace cu puterile aliate, iar regimul impus prin Convenția de Armistițiu se încheie în mod oficial. Din acest moment, britanicii și americanii nu mai au nicio pârghie de intervenție oficială, iar România trece sub controlul exclusiv al Uniunii Sovietice. Pentru cei întemnițați din motive politice, aveau să urmeze ani grei de suferințe fizice, foame, torturi, teroare, care, paradoxal, nu le-au putut înfrânge spiritul. Supraviețuitorii cred și astăzi cu putere în neam și morală creștină. În lume, unde te duce, de acest lucru nu scap. Toți te întreabă: dar ce etnie ești? Ești american sau ce ești european? Dar ce etnie ești? Trebuie să spui că ești român, că ești...
lumea ignoră acest lucru și ignoră faptul că dorința, tendința și trebuința cea mai mare a individului este să slujească etnia din care face parte. Acesta este lucru cel mai important. Și dacă dacă încearcă să se apropie cât de cât de etnicitate, e lucru mare.